Frunza de dafin sau binecuvântarea de la Dumnezeu, iată ce boli și afecțiuni pot trata frunzele de dafin. Dumnezeu a lăsat pe pământ foarte multe plante vindecătoare, iar dafinul este o alternativă perfectă la medicamentele oferite de rețelele farmaceutice. Frunzele de dafin ne ajută să tratăm diferite problemele de sănătate. Această plantă sănătoasă conține tanin, cineol, acid lauric, acid oleic, acid palmitic și acid linoleic. Pe lângă gustul deosebit pe care îl oferă mâncărurilor, odată consumat, dafinul poate trata și. Durerile de cap și migrenele, problemele nervului sciatic, retenția de fluide, desforeitul, slăbiciunea și energia redusă, cistita, oboseala musculare, infecțiile pielii, otita, spasmele, distenția abdominală și gazele, simptomele premenstruale, depresia, artrita, uretrita, contracțiile musculare și nervoase, lacunele mentale. Cel mai recomandat pentru a trata toate aceste afecțiuni este să prepari un ceai de dafin, urmând rețeta noastră. Ingrediente 10 grame de frunze uscate de dafin 500 de ml mele de apă cum se prepară? Fierbe apa, după care adaugă frunzele de dafin. Lasă la fier pentru alte 5 minute, după care îndepărtează de pe foc. Strecoară ceaiul și adaugă miere după gust, asta după ce s-a răcit. Acest ceai trebuie consumat de două ori pe zi și anume dimineața și seara. Nu uita! Frunzele de dafin sunt o sursă excelentă de vitamina A, C, magneziu, mangan, potasiu, fier și calciu. Ajută digestia și tratează colicile, balonarea și ulcerele stomacului. Calmează durerile cauzate de artrită, așa că poți masa ulei din frunze de dafin pe zonele dureroase. Dacă vrei să previi mătreața, plătește părul după spălare cu același ce ai preparat mai sus. Frunzele de dafin pot trata și infecțiile, deoarece au proprietăți antifungice și antibacteriene. Răceala sau gripa se tratează cu ușurință, folosind ceaiul de mai sus. Frunzele de dafin reglează nivelul zahărului din sânge și sunt extrem de folositoare în tratarea diabetului. Atenție! Uzul extern poate provoca reacții alergice, cum ar fi dermatitele, iar femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să evite dozele medicinale preparate pe bază de dafin. V-am prezentat și alte utilizări ale frunzei de dafin. Apreciați materialul, distribuiți canalul și abonați-vă.